La păsările tinere, orogeala apare din cauza dezvoltării rapide, mai ales dezvoltarea rapidă a greutății. La păsările mai bătrâne, artrita și inflamația este problema orogelii. Alimentația precară poate fi iarăși un motiv pentru această afecțiune. Lipsa de vitamina D în organism, de asemenea, poate fi o cauză când țineți pui închiși și poate fi un efect secundar al unor infecții care afectează apoi nervii picioarelor. Dacă este vorba de o infecție, atunci putem apela la antibiotice sau antibiotice naturale, oțet de mere și usturoi pus în apa și în mâncarea păsărilor. Dacă este vorba de o creștere prea bruscă de greutate, vom administra calciu vitaminizat pentru păsări. Și vom diversifica alimentația, oferindu-le o hrană mai bună și mai diversificată, în special foarte multe verdețuri care conțin foarte multe vitamine. Recuperarea este lungă și anevoioasă, iar de multe ori pasărea nu-și revine, dar ele se pot bucura de o viață mai bună cu ajutorul unei diete corespunzătoare, un așternut optim, spațiu, verdeață, soare, insecte.